Tema celei de-a 13-a ediții se numește Colorează-ți viața altfel fără droguri, mesajul meu antidrog. Etapa județeană a acestui concurs a ajuns la final. Anul acesta s-au înscris 87 de elevi de la unitățile școlare din municipiu și județ. Participanții la concurs au trebuit să prezinte un eseu literar, un film scurtmetraj cu o temă și un mesaj original. Concursul face parte dintr-un proiect de prevenire a consumului de droguri în rândul populației școlare din învățământul gimnazial și liceal și se desfășoară anual. Referitor la ediția din acest an, menționez că s-au înscris 87 de elevi din unități școlare atât din mediul urban cât și din mediul rural pe categoriile de vârstă corespunzătoare gimnaziului și liceului. În funcție de aptitudinile acestora, au participat la următoarele secțiuni ale concursului: eseu literar, film de scurt metraj, spot antidrog și arte vizuale constând în grafică și pictură. Criteriile de evaluare au urmărit încadrarea în cerințele concursului, promovarea mesajelor pozitive, originalitatea mesajului și a subiectului ales, acuratețea stilului și claritatea limbajului. Joi, începând cu ora 11 la Palatul Copiilor Giurgiu, va avea loc festivitatea de premiere a celor mai bune lucrări ale elevilor înscriși în acest an la concurs. Cei 24 de elevi care au reușit să ocupe primele 3 locuri în clasament vor primi ca premiu câte o tabletă din partea partenerilor în cadrul proiectului. Lucrările elevilor care au obținut locul 1 la etapa județeană au fost transmise la Agenția Națională Antidrog în vederea participării la faza națională.